Vă voi spune o poveste despre turci, viață și moarte. Și veți vedea că modul plastic în care mă exprim conduce la un mare adevăr. În anul 2019, în urma unei operații de hepatocarcinom, am început o recuperare rapidă, astfel că în vara anului 2020 ajunsesem la o performanță fizică deosebită, aproximativ egală cu cea avută înainte, respectiv mergeam 10 km pe zi și la sfârșitul celor 10 km, 3 sferturi de oră, lucram fitness la bară fixă și urcam pe frânghia de 7 metri în mâine. În septembrie 2020, dintr-o dată, mi-a înțepenit ceafa. Neștiind despre ce e vorba, m-am dus la un medic kinetoterapeut care, uitându-se la mine, mi-a explicat că trebuie să privesc în buletin că am 66 de ani și de aici încolo să nu mai fac asemenea excese, diagnosticându-mă cu fibromialgie musculară. După 10 ședințe de kinetoterapie, agravându-se situația, am cerut să fac un RMN în zona cervicală pentru a vedea ce se întâmplă. În urma RMN-ului am constatat că am o tumoră pe cervicala 2, iar cervicala 2 mai avea puțin și se rupea, de fapt nu mai exista. În această situație disperată în care m-am regăsit, încercam soluții de rezolvare. Menționez că mai multe clinici din Occident nu au dorit ca să preia cazul, iar printr-o minune am reușit ca să ajung prin familia mea la Fundația Ensar Dumont. Astfel că, datorită acestuia și a asistentei lui, Esin Ilmaz, în 3 zile, fără să mă gândesc că s-ar putea întâmpla așa ceva, am ajuns la spitalul Acibadem din Istanbul, deoarece un medic neurochirurg excepțional mi-a preluat cazul, profesorul se numește profesor dr. Kenan Kok, m-a operat și a asumat riscul și în urma unei operații de 15 ore și jumătate am reușit ca să supraviețuiesc, dar nu numai, datorită profesionalismului neurochirurgului, fără nici o leziune neurologică. După aceasta a urmat o perioadă scurtă în care am reușit să mă recuperez cât de cât rapid, urmând ulterior tratamentul oncologic recomandat de profesorul dr. Ibrahim și ulterior tratamentul radioterapeutic sub coordonarea profesorului dr. Furia Aulu. Rezultatul a fost că am reușit să supraviețuiesc, dar nu numai să supraviețuiesc, doctorul Kenan reușind în urma operației executate, după cum ați auzit, atât de lungi, după extirparea tumorii, în circa 11 ore și jumătate, cât m-a operat sub nervul lingual, să reușească și reconstituirea coloanei vertebrale în zona cervicală. Lucru deosebit. Vreau să vă spun că toate acestea nu ar fi fost posibile fără intervenția și fără legătura care am avut-o cu Ensar Dumont și cu asistenta sa, Esin Ilmaz, care de altfel au facilitat ulterior și vizitele mele în Turcia, la control și la tratamente în perioada următoare, în anul 2021. Aceasta parcă este o poveste desprinsă din ireal. Și cine o aude poate aproape că nu crede. Mărturie sunt eu care vă povestesc aceste lucruri. M-a uimit în primul rând profesionalismul medicilor de la Spitalul Acibadem, respectiv cei 3 care i-am nominalizat, modul în care s-au apropiat de pacient și soluțiile care mi le-au dat și care ulterior mi-au fost confirmate de un institut de cercetări oncologice din Bruxelles ca fiind cele mai bune.
Vreau să vă spun că ceea ce v-am povestit la început, că vă voi spune o poveste despre turci, viață și moarte, chiar așa a fost. Putând să zic că în urma operației executate de profesorul dr. Kenan Kok, în decursul căruia mi-a introdus și 4 litri de sânge turcesc, am devenit și puțin turc și susținător al medicinii turce. Ce pot să fac pe aceste cale este simplu fapt să mulțumesc doctorului Ehsan Duman și asistentei sale, prin intermediul cărora am reușit să ajung la profesorul, în primul rând la profesorul Kenan Kok, care, după cum a spus, a fost singurul care mi-a preluat cazul și a avut curajul să treacă la operație. Și după aceea să le mulțumesc și medicilor care m-au îngrijit și de asemenea Fundației Ehsan Duman, prin intermediul căreia am reușit pe parcursul anului 2021, periodic, la perioade de respectiv destul de scurte, să ajung în condiții optime în Istanbul, respectiv la hotel, la spital, totul într-o organizare aproape perfectă. Aceste câteva cuvinte care vi le-am spus pot constitui omagiul meu pentru cei care m-au ajutat în această situație și care au făcut să se întâmple un fenomen rar, deoarece, cel puțin în țară, medicii, prieteni și cunoștințe ziceau că nu voi reuși să supraviețuiesc a ceea ce mi s-a întâmplat. Vă mulțumesc mult!